Dragi frați și surori, cuvântul care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă în această dupămasă este unul simplu, dar nu simplist. Este un mesaj pe care eu l-am mai abordat, însă în această dupămasă am ocazia să o fac mai pe larg și îmi doresc din toată inima în această dupămasă Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt. De aceea vă îndemn din toată inima să lăsăm orice preocupare, orice neatenție și să căutăm în această dupămasă să primim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cred din toată inima că în această dupămasă Dumnezeu va continua să se reveleze, să se descopere pentru fiecare dintre noi. Cartea Ezra se ocupă cu unul din cele mai importante evenimente din istoria lui Israel. O primă zi, o nouă zi pentru evrei, o rămășiță au plecat din Babilon împreună cu Ezra, mărșăluind înspre Canaan, înspre libertate, înspre binecuvântările lui Dumnezeu. Ezra nu a fost satisfăcut că a reușit împreună cu o rămășiță de oameni să ajungă la Ierusalim. El era preocupat de starea morală și spirituală a poporului, pentru că rămășița cu care a plecat Ezra trebuia să redobândească trăsăturile lui Hristos, ale lui Dumnezeu. Trebuia din nou ca poporul acesta să intre în prezența lui Dumnezeu. Refacerea vieții religioase a poporului Israel a durat o perioadă de aproximativ 100 de ani, 70 de ani pe care îi petrece poporul acesta într-o robie babiloniană ca și consecință a faptului că s-a îndepărtat de Dumnezeu, într-un loc unde nu aveau dreptul la proprietate, dreptul la îmbrăcăminte, dreptul la hrană, nici măcar dreptul la propria viață, pentru că s-a îndepărtat poporul acesta de Dumnezeu. Fratele antevorbitor vorbea dintr-un text și ne prezenta niște oameni care nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Ezra și-a propus ca să îi ajute pe oamenii aceștia să ajungă din nou să îl cunoască pe Dumnezeu. Acest verset din Ezra, capitolul 7, versetul 10, este unul din cele mai bune rezumate ale Bibliei despre pașii pe care trebuie să-i parcurgă un credincios ca să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, despre pașii pe care trebuie să-i parcurgă omul ca să intre în prezența lui Dumnezeu. Întreaga carte gravitează în jurul declarației din acest verset. Logica acestui verset este impecabilă, un nou început în care Ezra spune cuvântul lui Dumnezeu și a pus în inimă să facă trei lucruri pe care le relatează versetul 10. În contextul ebraic, când se vorbește despre inimă, de fapt se referă la minte. Ezra și-a pus în inimă să facă trei lucruri ca să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, ca să intre în prezența lui Dumnezeu. Am mai spus lucrul acesta și îmi place să îl repet pentru că sună frumos. Tradiția rabinică, Ezra este menționat metaforic ca floarea care apare pe pământ. Ezra înseamnă în ebraică ajutor sau Dumnezeu ajută. Și în această dupămasă îmi doresc ca Dumnezeu să lase o floare binecuvântată pentru fiecare dintre noi ca să reprezinte un ajutor din partea lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de o ușă deschisă, de o mână întinsă. Avem nevoie de Dumnezeu să se implice în fiecare aspect din viața nouă, din viața noastră. De aceea primiți lucrul acesta ca și o binecuvântare. Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, mi-am intitulat mesajul Să căutăm să cunoaștem pe Dumnezeu. Să căutăm să cunoaștem pe Dumnezeu. Într-un moment al istoriei în care suntem obligați de către Uniunea Europeană să acceptăm căsătoriile care sunt împotriva poruncii lui Dumnezeu, noi să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Într-un moment în care suntem obligați să acceptăm o platformă educațională care conține o ideologie împotriva valorilor lui Dumnezeu, noi să căutăm
să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vedem că fiecare, că secularismul a atins fiecare fibră a societății, a normalității, că nimic din ceea ce noi cunoșteam ca standard de moralitate în societatea de astăzi nu mai există într-o astfel de perioadă. Noi să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Știți? Viața mea și viața ta nu se va schimba doar pentru că venim și participăm la programele religioase din casa lui Dumnezeu, ci viața mea și viața ta se va schimba atunci când îl vom cunoaște pe Dumnezeu, atunci când vom accepta planul lui Dumnezeu în viața noastră, atunci când îl vom lăsa pe Dumnezeu să lucreze în casele noastre, în familiile noastre, în biserica Domnului. Și vedem că în primul rând Ezra își pusese inima, mintea să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Este prima secțiune a versetului 10. Biblia este cartea care s-a alcătuit într-un mod miraculos și pentru unii este inexplicabil cum această carte încă mai există, în timp ce alte imperii au dispărut din istorie, în timp ce alte forțe s-au pierdut în istorie, această carte continuă să existe, în timp ce alte regimuri totalitare au încercat să o extermine, această carte continuă să existe, o carte mai durabilă decât arta, mai durabilă decât alte valori, o carte la care suntem chemați în această dupămasă să privim și o carte din care s-au inspirat mii și mii de alte cărți, biblioteci întregi s-au inspirat din această carte, scripturile. Și oricât de inteligent ai fi și oricât de educat ai fi, nu este îndeajuns pentru a pătrunde profunzimea acestei cărți decât atunci când vei ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu, decât atunci când Dumnezeu ți se revelează, ți se descoperă. Primul pas pe care îl face Ezra își pusese inima să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Ignoranța poporului evreu față de lege, față de voia lui Dumnezeu, i-a dus în robia babiloniană. Un popor ignorant față de cerința lui Dumnezeu, ignorant față de planul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre poporul acesta în Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Într-o perioadă în care vorbim despre de inteligența artificială, de rețelele de socializare, într-o perioadă în care vorbim despre tehnologie, despre o abundență de informație teologică, într-o astfel de perioadă, totuși poporul meu să piară din lipsă de cunoștință, adică să fie ignorant față de cuvântul lui Dumnezeu, să nu caute scripturile și voia lui Dumnezeu, ascultați tragedia din versetul acesta, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Cu alte cuvinte, pentru că tu mi-ai întors spatele și eu îți voi întoarce spatele, pentru că tu ai fost ignorant față de voia mea, față de cuvântul meu și eu voi fi ignorant față de tine. Cu alte cuvinte spune Dumnezeu acestui popor, pentru că tu mi-ai întors spatele, eu, Dumnezeu, te voi pedepsi și îți voi arăta că eu sunt Dumnezeu. Însă știți care este tragedia din versetul acesta? Așa se, cu aceste cuvinte finalizează versetul. Și eu voi uita pe copiii tăi, că în casele, în locuințele unde nu mai este citit cuvântul lui Dumnezeu, cresc copiii și ajung adolescenții vulnerabili în fața atacurilor diavolului, niște adolescenți care nu se mai regăsesc, nu-și mai regăsesc identitatea, care părăsesc atât de repede calea lui Dumnezeu pentru că cineva, undeva în trecut a fost ignorant față de cuvântul lui Dumnezeu. Eu voi uita pe copiii tăi. Și nu ne mirăm că de multe ori bisericile ajung să fie slabe, sunt slabile pentru că cresc generații de copii și nu au în viața lor cuvântul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Charles Spurgeon, care a trăit în secolul al XX-lea, unul din cei mai mari teologi din vremea aceea, a privit la biserica contemporană cu el și cu tristețe omul acesta a spus cuvintele acestea: au ajuns credincioșii să aibă biblioteci pline cu Biblii
prăfuite. Și priviți la locuințele noastre, că nu există încăpere unde să nu avem cuvântul lui Dumnezeu. Nu există cameră unde să nu avem o Biblie și totuși praful se așterne peste această scriptură, peste această Biblie, pentru că am ajuns ignoranți față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai avem timp pentru scriptură, nu mai avem timp să citim cuvântul lui Dumnezeu. Este bine să fim oameni harnici și să muncim, să ne construim un viitor, însă în timp ce facem lucrul acesta este atât de important să te oprești, să cauți să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să te oprești dimineața înainte să pleci la lucru și să mai citești din cuvântul lui Dumnezeu, înainte să te pui la masă, să strângi copiii și să citești cuvântul lui Dumnezeu, obosit înainte de culcare, să mai cauți să aduci încă o dată cuvântul lui Dumnezeu în fața copiilor tăi, a familiei tale, pentru că înainte de a face ceva pentru Dumnezeu, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Samuel aude o voce și nu îi se pare nimic ciudat. Credea că este Eli cel care îl strigă. Și de trei ori se repetă aceeași scenă. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Samuel? 1 Samuel capitolul 3 cu versetul 7. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Să crești în casa lui Dumnezeu, să fii în mijlocul prezenței lui Dumnezeu, să fii în mijlocul rugăciunilor, a cântărilor și totuși tu să nu știi că acolo s-a prezentat Dumnezeu, tu să nu știi că Dumnezeu vorbește, tu să nu știi că Dumnezeu are un plan pentru tine. Samuel nu cunoștea vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl strigă a patra oară și Samuel încearcă să pună în aplicare instrucțiunile lui Eli. Vorbește, căci robul tău ascultă, pentru că de data aceasta omul acesta a înțeles că Dumnezeu s-a coborât, la fel cum s-a coborât în această dupămasă în mijlocul nostru, gata să lucreze, gata să privească la problema ta, gata să privească la cauza ta. Și am dorit să spunem și noi în această dupămasă, vorbește că poporul acesta vrea să asculte. Numai atunci vei putea să spui cuvintele acestea, vorbește că robul tău ascultă, când vei cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, când ți se va revela și ți se va descoperi Dumnezeu, când vei accepta voia lui Dumnezeu în viața ta. Psalmul 1 cu versetul 2. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și priviți la întunericul spiritual din această lume. Cuvântul acesta este o candelă care străpunge întunericul acesta spiritual să lumineze viața ta spirituală. Însă știți care viață spirituală este luminată? Doar viața celui om care cugetă zi și noapte la legea lui Dumnezeu, care este preocupat, care este doritor să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a poruncit ucenicilor că este imperios să cunoască scripturile. Înainte să meargă în lucrare, înainte să facă ceva pentru împărăție, este imperios să cunoască scripturile. Ascultați ce spune Ioan capitolul 5 cu versetul 39. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cercetați scripturile, este o poruncă a Domnului Iisus Hristos și privește omul lui Dumnezeu Petru la această poruncă a Domnului Iisus Hristos și îndeamnă pe credincios că este necesar să cunoască scripturile. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 18. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și observați cronologia din aceste două versete. Cercetați scripturile, creșteți în cunoștință, că atunci când vei fi preocupat să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată se va întâmpla ceva extraordinar în viața ta. Vei crește în cunoștința lui Dumnezeu, în cunoștința voii lui Dumnezeu. Și atât de important este să cunoaștem voia lui Dumnezeu.
în deciziile pe care trebuie să le luăm. În mersul nostru în această viață, atât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dupămasă, cu tot respectul, vreau să răspund la o acuzație. Am crescut în casa lui Dumnezeu și de multe ori am auzit spunându-se: nu avem nevoie de doctrină, nu avem nevoie de teologie, nu avem nevoie de școală, vin unii cu școală și tot felul de afirmații. Aș vrea ca să vă spun că cine vă spune lucrurile acestea vă minte. Cine nu vrea să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu? Cine nu vrea să cunoașteți teologia cuvântului lui Dumnezeu? Răspundeți la această întrebare. Și acum aș vrea ca să mergem cu mii de ani în urmă la omul lui Dumnezeu Ezra și să privim la omul acesta, că Ezra spune cuvântul lui Dumnezeu că era preot și cărturar iscusit în legea lui Dumnezeu, preocupat să cunoască legea lui Dumnezeu. Ezra era o autoritate în materie de drept religios, descendent din preoțimea lui Aron, un om care toată viața și-a pus-o la dispoziția lui Dumnezeu. Ezra restaurează legea care a fost distrusă odată cu arderea templului de la Ierusalim. Mai mult decât atât, atunci când a fost în robia babiloniană, Ezra înființează o școală cu numele de Sinagoga cea mare, alcătuită din 120 de cărturari, care aveau un singur scop: să învețe pe popor cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune despre în Neemia cuvântul lui Dumnezeu? Că Ezra se scula înaintea poporului de dimineață până la miază și ce făcea? Citea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era important să cunoască oamenii cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum avem nevoie și noi astăzi să căutăm, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de doctrină, de teologie, de un cadru organizat în care să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai în vârstă își aduc aminte de bătrânul Simionuc, un om care a învățat să citească pe cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta a ajuns să cunoască pasaje largi din cuvântul lui Dumnezeu pe de rost. Și a ajuns să fie o resursă de binecuvântare și de bucurie pentru mii de credincioși, pentru că cineva a înțeles că trebuie să cunoască și să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Trist este că unii credincioși, după 20-30 de ani de pocăință, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și cad victime ereziilor, cad victime învățăturilor care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, rămân în fața provocărilor dezarmați. Și aș vrea ca să privim la un exemplu din istorie, să înțelegem mult mai bine în această dupămasă. Când a avut loc invazia otomană, armata otomană se apropie la 70 de kilometri de Târgoviște. Și foarte interesant, conducătorului țării, Vlad Țepeș, îi vine o idee ingenioasă. Își îmbracă oștenii cu aceeași uniformă care o purtau cei care erau invadatorii, dușmanii. Și într-o noapte intră în tabără. În acea confuzie, când nu știa cine este inamicul, când nu se știa cine este adversarul, s-au produs cele mai multe victime. Au murit peste 20.000 de oameni. În nicio altă confruntare ca aceea de până la Târgoviște nu au murit atât de mulți oameni, pentru că atunci știai cine este adversarul, știai cine este inamicul. Vedeți, dragii mei, la fel este și din punct de vedere spiritual. Când nu știi cine este inamicul, cine este adversarul, cine este acela care vrea să te mintă, învățătorul acela care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să fii o victimă sigură. Și vedem că Ezra, realizând lucrul acesta, primul lucru care și-l pune în inimă este să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dupămasă, toți cei care iubiți cuvântul lui Dumnezeu, haideți să spunem din toată inima: binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Vrem, Doamne, să pui dragoste în inima noastră pentru cuvântul Tău. Vrem să Te cunoaștem din cuvântul acesta. O, atâtea răspunsuri, atâtea întrebări fără răspunsuri, atâtea cazuri de boală în mijlocul poporului Tău și așteptăm intervenția lui Dumnezeu. Atât de multă suferință în mijlocul poporului. Cuvântul lui Dumnezeu este forța care are putere să miște totul în jurul nostru. De aceea este atât de important să căutăm, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Noi să-L ducem în casele noastre și în inimile celor dragi ai noștri. În al doilea rând, Ezra își pusese inima să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. A doua secțiune a versetului 10. Ezra își pusese în inimă să împlinească
cuvântului Dumnezeu, pentru că împlinirea cuvântului lui Dumnezeu este o ascultare pasivă. Nu este o ascultare pasivă, ci o disciplină care trebuie să o dezvolți. Trebuie să-ți dorești în fiecare moment, în fiecare clip a vieții tale, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu este suficient să cunoști cuvântul, este necesar să și îl împlinim. Omul lui Dumnezeu Cristian spunea, atât cunoști cuvântul lui Dumnezeu, cât împlinești din el. Restul este doar teorie și atât de multă teorie și atât de puțină practică. Și suntem chemați în această dupămasă să facem un echilibru în aceste două lucruri, să fim niște oameni împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 1 cu versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Fiți împlinitori cu fapta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Că de multe ori ne-am privit fața firească într-o oglindă, că am cunoscut și n-am împlinit, că am știut și n-am făcut, că atât de multe lucruri ni s-au spus și a venit Duhul lui Dumnezeu și ne-a adus aminte de ele și am întors spatele lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Știți expresia? O imagine cât o mie de cuvinte, te uiți la el și îl cunoști, te uiți la ea și o cunoști, te uiți la familia aceasta și știi dacă îl urmează pe Dumnezeu sau nu îl urmează pe Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Moody a spus că Dumnezeu nu ne-a dat scripturile pentru a dobândi cultură generală, pentru a ne face capul mare, ci ne-a lăsat scripturile ca să ne schimbe viața. Și cred că scripturile încă mai au putere să schimbe viața noastră, încă mai au putere să modeleze vasul vieții noastre. Într-una din zile, la biserica din Mândruloc, unde slujesc mai regulat, unul din frații iasă din biserică, își așează Biblia pe capota mașinii, mai stă de vorbă cu ceilalți frați, se urcă în mașină și pleacă. A uitat unde și-a pus Biblia. La prima curbă, ce credeți că s-a întâmplat? Biblia s-a pierdut undeva într-un șanț. Ceea ce este interesant, că la câteva minute a venit un tânăr, unul necredincios, a găsit Biblia aceasta și a căutat să identifice proprietarul ca să înapoieze Biblia. Însă în timp ce citea Biblia aceasta, a simțit că se întâmplă ceva în viața lui. A simțit că cuvântul acesta îi vorbește, că este păcătos și are nevoie de Hristos, că El, Hristos, mai mântuie, că El, Hristos, mai face minuni. Și a continuat să citească Scriptura și marți și miercuri și următoarea săptămână, și după câteva săptămâni bate la ușa fratelui nostru și i-a adus Biblia. Nici n-a știut fratele nostru unde a ajuns Biblia lui. Și tânărul acesta a spus, de duminică vreau să vin și eu la casa lui Dumnezeu. Și într-o duminică dimineața a intrat tânărul acesta în casa lui Dumnezeu, s-a pus pe genunchi și a început să plângă. S-a rugat cu biserica, a început să cânte, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și am văzut acolo un tânăr transformat de puterea cuvântului lui Dumnezeu. A plecat în Germania la muncă. După câteva săptămâni ne-a sunat și ne-a spus că a găsit o biserică și a încheiat acolo un legământ cu Domnul în apă. Și am văzut că acolo nu a fost nici măcar un vestitor sau un predicator, ci a fost acolo puterea lui Dumnezeu, care cred în această dupămasă că ne mai poate convinge să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu, să-L căutăm pe El. A fi mântuit nu te costă nimic. A plătit el prețul, a făcut totul și ești mântuit și binecuvântat în această dupămasă. Însă a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Foarte interesant. De ce ne cere să purtăm un jug? Matei capitolul 11 cu versetul 30. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Foarte interesant. Jugul, prin definiție, este un dispozitiv care are două spații libere. Unul din spații te invită Hristos ca să îl ocupi tu. Te invită pe tine ca să fii ucenic. Te invită pe tine ca să fii un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu.
însă mai există un spațiu al jugului liber pe care s-a angajat Hristos să îl ocupe, că nu e singur în viața aceasta, că pe drumul credinței nu te-a abandonat și nu te-a uitat, că este Hristos lângă tine, gata să ducă aceeași suferință, aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa, a fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus, purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug. În această dupămasă vedem că Ezra era gata să acționeze, să trăiască conform cuvântului lui Dumnezeu, să fie împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Și ce spune Ioan, capitolul 13 cu versetul 17, atât de relevant pentru noi, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Atât de multe lucruri știm, însă întotdeauna știm ce ar trebui să împlinească celălalt. Totdeauna știm cum ar trebui să arate viața celuilalt. Totdeauna știm cum ar trebui să arate familia celuilalt. Ne cheamă Dumnezeu ca să fim noi aceia care să împlinim cu viața noastră, cu ceea ce suntem noi, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce este important înaintea lui Dumnezeu este, pe lângă faptul că să-L cunoaștem, să și împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Pe piatra funerară a marelui evanghelist Moody sunt inscripționate aceste cuvinte. Omul acesta nu a avut ca pe piatra aceasta să fie inscripționată nici frumoasa carieră pe care a avut-o, nici ceea ce a făcut pentru Dumnezeu, nici anul în care s-a născut sau a murit, ci omul acesta a spus să fie inscripționate următoarele cuvinte. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Cine împlinește cuvântul lui Dumnezeu, el rămâne pentru totdeauna. Și aceste cuvinte sunt inspirate din 1 Ioan capitolul 2, versetul 17, partea B acestui verset. Dacă cineva face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Dacă vrei să rămâi veșnic cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, caută să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că împlinirea cuvântului lui Dumnezeu aduce sfințenie, aduce stabilitate, aduce echilibru, aduce o viață spirituală după voia lui Dumnezeu. Și dacă ai nevoie de echilibru în viața ta, caută să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai nevoie de stabilitate în viața ta, caută să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Avem o întrebare clasică în Psalmul 119, versetul 9, pe care noi o cunoaștem. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum își va ținea soția curată cărarea într-o lume tot mai seducătoare? Cum își va ținea soțul curată cărarea într-o lume tot mai provocatoare? Cum își vor ținea tinerii curată cărarea într-o lume care le așează în fața atât de multe oportunități, un miraj seducător, frumos, plăcut? Însă în final nu este în spate, nu se află în spate decât durere și suferință, pentru că diavolul și păcatul nu poate să ducă nimic altceva în viața omului. Deci de aceea îi spunea omului Dumnezeu, Pavel lui Timotei, în 1 Timotei capitolul 1 cu versetul 18, Timotei, să te lupți lupta cea bună, că multe lupte ducem în viața aceasta, că multe preocupări avem, însă nu toate sunt după voia lui Dumnezeu. Și în această dupămasă îmi doresc din toată inima să înțelegem că trebuie să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. În al treilea rând spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezra își pusese inima să vestească cuvântul lui Dumnezeu. A treia secțiune a versetului 10. Ezra își pune în inimă să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, Ezra își pune în inimă să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și Ezra își pune în inimă să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Ezra nu a fost doar un preot înaintea lui Dumnezeu, ci a fost un vestitor, un predicator, pentru că în predicare, în vestire, trebuie să existe revelație, descoperire din partea lui Dumnezeu, nu istorisiri închipuite, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât de multe istorisiri închipuite în jurul nostru, că permitem la tot felul de oameni să vină să ne spună ce a făcut diavolul în viața lor, niciodată ceea ce a făcut Dumnezeu. Știați că lucrul acesta nu este după cuvântul lui Dumnezeu? Noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce a șters Dumnezeu cu buretele uitării, spune cuvântul că nu ne mai aducem aminte. El nu-și mai aduce aminte.
Atât de mulți vin și ne spun despre lucruri care le-au făcut întotdeauna în altă parte, niciodată în locul acesta, că a vindecat Dumnezeu, că a vorbit Dumnezeu, că a ridicat Dumnezeu, niciodată aici, întotdeauna în altă parte. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune așa, că ucenicii, înainte ca să iasă, să facă toate aceste minuni care le avem descrise în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a dovedit lucrarea unde? În Ierusalim. În locul unde a așezat Dumnezeu, în biserică, printre frați, printre credincioși, unde ei erau cunoscuți. Și dintr-o dată toată lumea zicea, l-ai văzut pe fratele, uite ce minune a făcut Dumnezeu prin el. O, este adevărat, Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu s-a dovedit în primul rând la Ierusalim. Mai apoi oamenii aceștia au mers și au făcut toate aceste lucruri în numele lui Hristos în celelalte părți ale lumii. 1 Petru capitolul 4 cu versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Punct! Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu omul. De aceea este atât de important să cunoaștem cuvântul, să împlinim cuvântul, că vom avea ce vesti. Că vom avea ce spune și noi trebuie să ducem Evanghelia lui Hristos, Evanghelia împărăției, la asta suntem chemați fiecare dintre noi. Cineva spunea, Evanghelia prin care lumea poate fi schimbată sunt eu prin Duhul Sfânt, cel necredincios din casa ta, el poate să fie schimbat prin tine și prin Duhul Sfânt. Cei care sunt nemântuiți pot să fie schimbați prin tine, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ce spune Roman capitolul 1 cu versetul 1? Sunt cuvintele lui Pavel. Hristos m-a trimis să predic Evanghelia. Este prima poruncă pe care o dă Dumnezeu ucenicilor pe munte în Galileea înainte de înălțare. Fiți vestitori, propovăduitori, duceți Evanghelia împărăției. Hristos m-a trimis să predic Evanghelia. În anul 2010, împreună cu tinerii bisericii din Micălaca, din acea vreme, din acea perioadă, în perioada sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, am făcut niște pachetele unde am pus un nou testament și ne-am hotărât să mergem să colindăm la spitalul județean și să aducem un dar pentru cei care sunt acolo, abandonați, în suferință, singuri de sărbători, în timp ce alții se bucurau în altă parte. La scurtă vreme după lucrarea aceasta, m-am întâlnit cu un tânăr din Pâncota. Și tânărul acesta mi-a mărturisit prin ce l-a trecut Dumnezeu. Și tânărul acesta mi-a spus că în perioada sărbătorilor de iarnă a avut un accident. Și în accidentul acesta a fost grav rănit, mașina a fost distrusă. Și știu că prin lucrul acesta îi vorbea Dumnezeu să se întoarcă la pocăință, provenea dintr-o familie de credincios, a întors spatele lui Dumnezeu. Se afla pe patul de spital și se ruga, Doamne, atinge-te de mine, vorbește-mi, Doamne, așa în aceste momente, Doamne, aici singur, să faci ceva pentru mine. Și spunea el, dintr-o dată am auzit pe holurile spitalului colinde. Dintr-o dată am auzit mesajul lui Hristos, am auzit că se întâmplă ceva și simțeam că Dumnezeu începe să lucreze în viața mea. Am primit acel pachetel și am găsit un nou testament, eu nu aveam o Biblie, n-avea cine să-mi duc o Biblie și am început să citesc cuvântul acesta și cuvântul acesta mi-a vorbit că trebuie să mă pocăiesc și spunea tânărul acesta, de îndată ce am ieșit din spital, m-am dus la biserica din Pâncota, m-am înscris pe lista de candidați ai botezului și m-am botezat și am văzut un tânăr care a fost schimbat, am văzut un tânăr care a fost schimbat prin această putere a cuvântului lui Dumnezeu. Știți, eu nu mă mir că bisericile se golesc. Lăsăm tot felul de învățători, tot felul de oameni mincinoși să ne conducă în închinare. Omul lui Dumnezeu Spurgeon spunea așa, vrem putere, dar nu scripturile. Vrem învățători, dar nu noi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și este atât de adevărat că lăsăm totul în seama altora. Să facă păstorii, să facă slujitorii, lăsăm totul în seama altora. Să ne vestească alții cuvântul, este mai ușor să dăm un click pe internet și să ascultăm ce spun alții decât să ne odihnim noi ochii în cuvântul lui Dumnezeu. Vrem putere, dar nu scripturile.
Vrem putere, dar nu noi să citim cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe viața. Pavel a prezis că va veni vremea când poporul nu va suferi învățătura sănătoasă. Du-te astăzi în societatea de astăzi și spune oamenilor că așa trebuie să fie căsătoria, așa trebuie să fie tânărul și viața unui tânăr. Du-te în societatea de astăzi, într-o societate progresistă și spune oamenilor că trebuie să existe decență, că trebuie să existe valori și vei vedea că vor râde de tine, că nu poate să sufere lumea aceasta învățătura sănătoasă. Pentru astfel de vreme, Pavel are o soluție rezumată în două cuvinte: propovăduiește cuvântul. Răul este la tot colțul, propovăduiește cuvântul. Nelegiuirea are multe corturi, propovăduiește cuvântul. Mai mult ca niciodată oamenii au întors spatele lui Dumnezeu, continuă să propovăduiești cuvântul. Vrem treziri spirituale și ne rugăm ca Dumnezeu să le facă, însă știați că marile treziri spirituale din istoria Bibliei au fost strâns legate cu cunoașterea cuvântului, împlinirea cuvântului și vestirea cuvântului. Trei pași aparent atât de simpli, îi cunoaștem. Însă marile treziri spirituale sunt legate de aceste trei acțiuni: să cunoști, să împlinești și să vestești. Și în această dupămasă, cred din toată inima că Dumnezeu ne-a dat daruri spirituale pentru a-L sluji. De aceea cred că există și azi ucenici care sunt gata să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Cred că în seara aceasta, în locul acesta, sunt oameni care sunt gata să se apropie de Dumnezeu. Sunt gata să caute să citească cuvântul lui Dumnezeu. Sunt gata să-L împlinească și sunt gata să-L vestească. Că ne-a chemat Dumnezeu să facem ceva pentru împărăția lui Hristos. Dumnezeu l-a chemat pe fricosul Gedeon să conducă cu el o revoluție. Și omul acesta a privit la viața lui: Doamne, sunt slab, sunt un nimeni, neamul meu este slab, Doamne, alege pe altul. Știți ce îi spune Dumnezeu acestui om? Oare nu te trimit eu? Oare nu te trimit eu? Oare nu eu, Dumnezeu, am lăsat cuvântul pentru tine ca să-L împlinești, ca mai apoi să poți să îl vestești? Oare nu te trimit eu? Că Dumnezeu te trimite ceva, să faci ceva pentru împărăția lui Hristos. Venim la casa lui Dumnezeu duminică de duminică, program de program. Ce faci pentru împărăția lui Hristos? Pleci din casa aceasta lui Dumnezeu, ce îți vorbește Duhul lui Dumnezeu, ce ți-a încredințat Dumnezeu, care este lucrarea care ți-a încredințat-o Dumnezeu, că nu poți să fii un mădular pasiv în trupul lui Hristos. Există și astăzi ziduri pe care biserica trebuie să le refacă, la fel ca pe vremea lui Neemia, și îl caută Dumnezeu în această dupămasă pe Neemia. Atât de mulți oameni au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și îl caută Dumnezeu și pe Ezra. Îl caută Dumnezeu în mijlocul nostru pe Gedeon, îl caută pe Neemia și îl caută pe Ezra. O, caută Dumnezeu și pe Debora, caută și pe Estera, că ne caută Dumnezeu și vrea să ne punem la dispoziția Lui. Toate trec, nimic nu dăinuie în lumea aceasta, însă ceea ce faci pentru Hristos rămâne. Rămâne înaintea lui Hristos. Și aș vrea să facem o rugăciune specială înaintea lui Dumnezeu și să venim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, vrem să ne punem la dispoziția Ta, punem viața noastră, dragoste, pentru cuvântul Tău, punem inima noastră dorință să împlinim cuvântul Tău, chiar dacă trebuie să plătim un preț. Doamne, mă simt atât de nefolositor, nefolositoare, vreau să fac ceva pentru împărăția Ta, vorbește-mi, care este planul Tău pentru mine, că în această dupămasă depinde de tine cum te vei raporta la Dumnezeu în această rugăciune. Vei fi ignorant față de chemarea lui Dumnezeu, vei fi ignorant față de strigătul Duhului Sfânt, vei fi ignorant față de darul pe care vrea să ți-l dea Dumnezeu, că vrea Dumnezeu să facă ceva în mijlocul nostru. Însă El nu poate să facă lucrul acesta pentru că nu suntem gata să ne punem la dispoziția Lui. El este gata să lucreze atunci când noi suntem gata să ne punem la dispoziția Lui. Și vă invit acum să ne ridicăm în picioare, că aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm: Doamne, schimbă-ne inima, Doamne, schimbă-ne viața, Doamne, fă ceva în viața noastră.
Doamne, fă ceva cu noi, cu copiii noștri, suntem la dispoziția Ta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că la sfârșitul zilelor, unde istoria se încheie, se vorbește despre o rămășiță. Ezra a plecat cu o rămășiță din Babilon și atunci când va veni Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu că El va veni după pentru o rămășiță. Și Mântuitorul a privit la cei care îl urmau și știți ce a spus? Turmă mică, pentru că puțini sunt aceia care sunt gata să renunțe, puțini sunt aceia care sunt gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Însă spune așa Isaia capitolul 28 cu versetul 5, în ziua aceea Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măriață pentru rămășița poporului. El Hristos va fi o podoabă măriață. El Hristos pentru rămășiță va fi o bucurie și o binecuvântare pentru aceia care au cunoscut cuvântul, au împlinit cuvântul și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Traian Dorz a spus că cine nu se poate jertfi pe sine nu va convinge niciodată pe nimeni. Va trebui să învățăm să ne jertfim, să renunțăm la părerile noastre, la eul nostru, la orgoliile noastre. Va trebui să căutăm unitatea dintre noi, va trebui să lăsăm atâtea lucruri care ne despart și să căutăm lucrurile care ne apropie și să-L slujim pe Hristos împreună. Atât de multe lucruri putem să facem pentru împărăție. Împreună uniți, atât de multe lucruri putem să facem pentru Hristos. Haide să venim în această rugăciune și să spunem, Doamne, sunt gata să stau la dispoziția Ta, pune în inima mea iubire pentru cuvântul Tău, ajută-mă să-L împlinesc și dă-mi o misiune și un scop, pentru că vreau să fiu un vestitor al cuvântului Tău. Haide să intrăm în această rugăciune.